Salutare, nocivanilor, bine v-am găsit la un nou episod mirobolant de Border Officer. Încă sunt răgușit, filmez episoadele unul după altul cele de Border Officer. Sunt răgușit în continuare, nu știu când îmi trece, dar o vedea. Rugați-vă pentru mine, putem aduna laptele și ouăle de la laptele de la vaci și ouăle de la găinii, logic. Hai să începem, ce ziceți? Mă bucur că vă place seria, am luat laptele de la o vacă. Nu știu că am zis oi, cred că am zis vaci, să sperăm că am zis vaci. Și n-am zis soi la început, nu știu, sunt senil. Nocivanii de pe Stringcraft, ce am zis? Oi sau vaci? Bun. Gâtul nu mă prea ajută. Cât să fă, n-ai cât să fă. Strângem și... dar nu mai avem loc. Ok, stai că le băgăm în mașină. Dar oare nu pot să le dau de mâncare lapte și ouă la familie, bă? Ok, nu știu. Uite-l pe Nocivanu, ce faci măicuțu, măi, drăguțule de tine, ce faci măi, frumușeață. Bun, hai să încercăm să lăsăm pe aici, să sperăm că avem suficient loc. Bam, 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 bam. Din câte văd eu, am un energizant pe care l-aș cambia, dar nu acum, după ce strâng toate cele de la animăluțe. Și după mergem la muncă. Ei bine... Astăzi la muncă o să fie puțin mai special, pentru că este prima dată când ajung atât de departe. N-am ajuns niciodată să lucrez până în ziua, nu știu, a 6-a cred că este. Sper să nu mă încurc. Ok, deci de la astea am luat laptele și cred că mai erau aici în partea asta. Bam! De la asta am luat și mai am încă ouăle de luat. Câte ouă sunt? Încă 8 ouă. Nu știu cum le iau eu pe toate, dar încerc. Mai putem lua încă unul și mai avem încă două de luat sau trei. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci încă două. Treaba este că facem o grămadă de bani. Nu știu sincer dacă îmi dă mai mulți bani acum pe ouă și pe lapte decât mi-a dat data trecută, dar așa ar fi bine, pentru că s-au scumpit toate chestiile, ați văzut și voi. Energizantele sunt mai scumpe, absolut tot e mai scump. Ce sens are să le mai spunem pe toate? Din păcate nu mai am loc. Va trebui să mai iau un singur ou. Sau fii atent că știu o schemă. Luăm ou, bem energizantul și mai luăm încă un ou. Și gata, suntem full. Băi, dar chiar mă duce capul. N-o dai cu mine? Să sperăm că doar două ne mai trebuie. Bam. De fapt, da, că le-am numărat înainte. Drink și de la asta și gata, suntem forță. Eu că am luat din energie, dar cât să fâne, cât să fâ. Mergem cu mașinuța, vindem ceea ce am strâns și cred că o să facem 500 de dolari. M-aș mai risca să mai joc încă 20 de dolari la căluți. Deci bugetul nostru să fie de 20 de dolari. Ce ziceți? Că am promis eu că mai joc... Opa, stoi, de fapt nu pot să mai iau că nu mai am loc. Voiam să mai caut în gunoaie. Am promis eu că o să joc maxim 20 de dolari și după aia am zis că nu mai joc. Nu mă, nu mai joc. Am zis că nu mai joc, nu mai joc. Sau să joc. Nu mă, gat. Am zis nu, nu. Nu rămâne. Perfect. Dacă mi-ar reveni și vocea asta, răgușeala vieții, vă jur că răgușeala asta îmi taie și din, cum să zic, din energie, mi se aude și în voce, mă doare gâtul, toate se adună. Parcă mai bine aș fi răcit decât răgușit. Mi-o trec cu răceala, dar am rămas cu răgușeala. Ce viață, bă. Dar nu-i nimic, ne descurcăm. Bun. Ajungem aici și vindem tot ceea ce avem. Trebuie să parchez mașina foarte aproape de magazin. Ba, 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 ba. N-am prea parcat-o aproape, dar să zicem. Bă, ăsta e la care... Ăsta e la care vine la noi la frontieră. Bă, fii atent că l-am lăsat noi să intre, bă. Ăsta e la cu afacerile. Ce faci, șefule? Ăsta e la cu mafioții, bă. Mai vin, bă, știa că ai zis să-i las pe doi să intre astăzi. Bă, dar pe care să-i las, mă? Nu știu pe care, în fine, aia e. Rămâne de văzut. Bun. Și ne apucăm să vindem. A, păi tot 4 și tot 7 ne dă. Destul de urât și de trist. Dar nu-i nimic, avem 499 deja. Avem mașinuța easy peasy ici și așa.
Sunt curios cât de scump mai este acum energizantul, că de nu mi l-au scumpit oamenii, n-ai nicio treabă cu ei. Perfect, bun. Și dacă mai vedem vreun animăluț, am putea să-l omorâm. Că avem nevoie de cărniță pentru Nocivanu. Hai să facem rost de bănetul la Blanao. O dai cu Nocivanu pe bănet. Easy peasy și avem 552, boys. Oh my god. Ok. Ar cam trebui să ne deplasăm repede la muncă. Mai căutăm noi în gunoaie când ne întoarcem. Pentru că nu prea mai am eu energie. Și asta e cam trist. Dacă rămân fără energie, boys, nu cred că mai pot lucra astăzi. Și nu prea vreau asta. Haide, către muncă! Vom trece și pe lângă club. Poate ne oprim puțin la club să beau o bere. Nu știu dacă mai am acces la club, dar ar fi bine. Fii atent că avem și cu autostopul. Ia. Oh, 13. You met a hitchhiker on the way. He wants to go to the border. He says he will pay for it. Ok. Ia-te-o, bă, cine-i asta? Am luat-o pe Granny în mașină. Ce faci, babeto? Haide să te duc. I-am dat una și la microfon. M-au luat emoțiile când te-am văzut în mașină. Vezi că oprim până la club. Știu că nu ești de acord cu cluburile și cu astea, dar... Aolo. Eu băgam muzică. Doamne nebună. Lasă-mă cu muzica ta nebună. Aolo. Mi-o pocăni cauciucul. Astea am fost. Suntem aproape de club, dar nu prea avem ce face aici. Sincer, nu știu dacă mai am eu o roată de rezervă sau nu. Din păcate cam nu. Asta e cât de costă ca să facem așa. Aolo, 20 ne-a costat. Trebuie să ne cumpărăm roți, bă. Am și uitat de problemele astea. Fii atent că nu mai am energie. Doamne, ne ducem direct, bă. Direct ne ducem la muncă. Să vezi că nu pot să muncesc. Taaai. Să vezi tu necazul. Ce naiba, mă? Rămân și fără combustibil. Aolo. No, ce am făcut aici? Explicați-mi și mie. De ce naiba m-am blocat? Come on. Ok, acum merge? Nu pot să cred. Și partea interesantă este că mi se consumă combustibilul. Da. Frumos. Hai, te rog, te rog, du-te, du-te, du-te. Oh my god. Fii atent că merge cu spatele, bine. Nu pot să cred. Nu pot să cred asta. Cum bă de m-am blocat tocmai eu, bă? Ok, hai că merge să întoarcem așa. Și dă-i. Ce naiba. Hai, hai, hai. Merge, merge? Nu merge. Hai, m-am blocat cu mașina, bă. Ce naiba fac? No, bătrâno, nu știu ce ne facem, dar m-am împodmolit aici. Putem să împingem oare? Nu putem, bă. M-am împodmolit, bă. Aici am rămas. Am rămas cu babeta în mașină. Rămân și fără combustibil. Ce naiba ne facem? Aolo, ia să mai dăm flip the car. Oh, nice! O mers! Doamne ajută! Du-te, du-te, du-te! Bine, bine, bine! Let's go, boys! Mamă, că nici nu mă mai opresc. Direct la frontieră mergem. Nu mai intrăm în club. Îmi pare rău, bossule, dar nu mai am timp. Se gata și combustibilul, suntem vai steaua noastră. Ar trebui să mergem în prima fază să cumpărăm combustibil și să vedem ce facem cu mașinuța. Aolo. Aici zice că pot să merg cu 60 la oră. Bosule, crede-mă că m-aș bucura dacă aș putea merge cu 60 la oră. Sper să nu se audă prea tare melodia. Ba, se aude, mă, se aude tare, mă. Oh my god, fiți iar melodia de râs să-ți fie. Mamă, și mai avem și de mers mult. Fii atent că rămânem fără combustibil. Rămân în pana prostului. Nu pot să cred. Rămân în pana prostului. Bagă tare. Aolo, 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 vale, 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 vale. Bagă tare, bagă tare, bagă tare. Rămân în pana prostului, fii atent de nu. Gata, am rămas fără combustibil.
Oh my god. Fii atent că mergem așa. Mai știți când am mers așa? Eu nu mai am combustibil. Acum nu mai am combustibil, scuze. Dar încă melodia cântă. Bineînțeles că melodia cântă. Bă, dar măcar putem conduce, bă. Ne oprim direct aici frumos. Îl lăsăm și pe ăsta. N-avem treabă. Frumos. Să sperăm că ții bine aici, bossule. Că nu faci fițe. Hai să vedem. Ții bine? Ții bine, da. Bravo, hai că mă distruge la cap melodia asta. Nu pot să o și opresc? Doamne. Bă, dar mi-o băga melodia aia să mă surzească, nu altceva. Ok, numai rahat avem pe aici, rahat. Energizant, let's go, boys. Po, perfect. Bă, este din gunoi, dar cui pasă, știi? Asta este. Da, bun, de aici ne putem cumpăra în felul următor. Așa ceva. Și antifreeze-ul ăsta ar fi bun, să știm. Și ne-ar mai trebui diesel fuel. Bă, dacă de scumpe sunt toate, frate. Într-adevăr, facem și bănuți. Nu zic nu, dar... Mamă, cântă muzica asta de mă disperă. Astea le putem lăsa pe aici. Putem da fill. Perfect. Da, bun. Hai la muncă, sunt super curios ce se întâmplă astăzi la muncă. O nouă zi de muncă, o zi frumoasă, puțin mohorâtă dacă mă întrebați. Și da, e ok. Bun, pentru cei care nu știu, s-a adăugat detectorul de metale și butonul de panică prin care chemăm să fie arestați oamenii. Puteți să vizionați episodul anterior. No, bun. Hai să vedem. Până se aprinde asta, chemăm și primul client. Haide, bossule, te așteptăm. Haide aici și a fata mea, fata mea. Haide, haide, așa. Ra-ta-ra-ta-ra. Apoi lui asta îi se vede pistolul prin sân, bă. Vedeți? Come on. Pe bune. Oare ai cumva pistol la tine? Ah, wow. Wow! Serios! Doamne iartă, asta e nebună! Uitați-vă numai la ea! Wow! Doamne iartă-mă! Și l-a ascuns bine, nu? Că e inteligentă fata! Bravo, fetița mea, bravo! Du-te tare! Plus că... Ați văzut ce semn mi-a arătat? Doamne, mi-a arătat semne obscene, bă. Ia să vedem, avem un nou anunț. Anunțul numărul 6. The source of the epidemic has been determined. Only people from Sochi have to wear masks. Don't get anybody wearing a prisoner costume. Ok. Deci, nu avem voie să... deci, acum nu toți trebuie să mai poarte măști. Doar cei din Sochi, din țara Sochi. Și mai presus de asta, nu trebuie să lăsăm pe nimeni să intre dacă poartă costum de prizonier. Ok. Următorul. Devine din ce în ce mai greu dacă mă întrebați pe mine. Dar interesant. Trebuie să ții cont de foarte multe lucruri. Păi, bă, tu porți costum de prizonier, boss. Adică... Come on. Serios, boss, îmi pare rău. Îmi pare rău, m-o și jignit, o plecat înjurându-mă, dar ce pot să fac? Poți costum de prizonier și tot ceea ce aveai era un pașaport. Îți lipsea vaccinul și îți mai lipsea ceva oricum. Permisul ăla pe care l-au toți. Pe bună, mă, chiar toți sunteți în costum de prizonier? Doamne, iartă-mă, frate. Toți prizonierii. Păi nici n-are rost să mă mai uit în plus. Salut, ești prizonier, n-ai ce căuta aici. Du-te tare. Hai mă, lasă-mă, cică. O așteptat în linie pentru ore întregi și eu nu l-am lăsat să intre. Păi dacă ești prizonier, bossule, ce pot să-ți fac eu ție? Spune-mi tu mie, ia.
N-am ce să face, patroane! Ești prizonier, du-te la tine! N-am ce să face. Ia, hai să vedem. Deci trebuie să fim foarte atenți. Cei din Soshi, din țara numită Soshi, trebuie să aibă acel... Asta e din Strasbro... Aaaa. Ok. Știți cine este asta, bă? Știți cine este? Știți cine e Barossano? Mafeot. Ok, acum trebuie să stau puțin pe gânduri. Hai să vedem în primul rând dacă este căutat. Dacă este pe lista celor căutați. Nu pare a fi căutat, deci asta e ok. Nu bate la ochi. Hai totuși să-l detectăm așa, să ne uităm cu detectorul de metale, să vedem dacă are cumva ceva la el. Are ceva la el, Barossano? Are pistol. Ok, o să ne facem că n-am văzut asta și trebuie să ne gândim. El fiind mafiot, dacă o să lăsăm să intre în țară, s-ar putea să apară repercursiuni destul de mari. S-ar putea să fim dați afară de la muncă, s-ar putea să fim omorâți pe stradă. Dar ceea ce pe mine mă intrigă este faptul că nu par tocmai mafioții ăia periculoși, știi? Parcă par doar oameni de afaceri, așa, care fac ilegalități, care nu implică vieți de oameni și așa mai departe, știi? Așa că, în prima fază, cât încă nu știu, o să aprob, pentru că sunt foarte curios ce se întâmplă. Ei sunt un grup mafiot, se numesc SCP. Și, da, mi-a dat eroare pentru că l-a lăsat să intre. Ok. Rămâne de văzut. Chiar sunt curios ce se întâmplă dacă am lăsat mafiotul să intre. Mai avem încă doi mafioți de lăsat și treaba o să meargă. După ce o să fim recompensați, așa au zis băiatul, rămâne de văzut. Salut, patroane, tu de unde ești? Ia să vedem. Ești din Soshi, nu ești din Lenyok. Bun, deci îl cheamă Yuki nu știu cum. Perfect, este bărbat. Bă, nu știu cât seamănă cu ce... Ba, seamănă. Seamănă cu cel din imagine. Totuși trebuie să fim foarte atenți. Pentru că am observat că cei din joc mai pun oameni care seamănă foarte mult între ei. Și trebuie să fii atent. Bun, codul este același. O veni să muncească, să muncească, data nașterii este aceeași, numele aici este același, data nașterii corespunde, are vaccinul făcut și vine să muncească ca și pescar. Fisher îl cheamă la fel, data matched, ok. Da. Hai să-l verificăm și dacă cumva are metale la el. Pe la pantalonaș așa frumos. Pe la pept. Pe aici își ascund ei, dar nu pare să aibă ceva la el. Bă, sincer, eu l-aș aproba. Nu știu ce să zic, dar nu prea am niciun motiv să nu-l aprob. Acum rămâne de văzut dacă am luat decizia corespunzătoare. Hai să vedem. Sunt foarte curios. Ci că, în sfârșit, țara aceasta miroase a libertate. Nice. Bă, omul chiar era în regulă. Interesant. Bun, următorul. Hai să vedem. Da, deci ea ar trebui să fie din Soshi dacă poartă mască. Ok. Ia să te vedem cu coană. Bam, bam. Da, este din Soshi. Codul corespunde. O cheamă Ina Semenova. Data nașterii este aceeași. Vine să muncească. Seamănă cu cea din imagine. Numele este același. Vine să muncească ca și casieră. Poate o vedem la magazin. Sunt chiar curios. Data nașterii este aceeași. Ina Semenova. Bă, pare în regulă. Hai să vedem dacă cumva are ceva metale la ea. Sunt curios. Controlul corporal cu coană. Hai să vedem. Totul pare în regulă. Păi, hai să o aprobăm. Nu ne rămâne nimic de făcut decât să aprobăm. Nu prea avem ce face.
N-avem motive să nu aprobăm intrarea ei în țară, însă să sperăm că nici ei nu au motive să ne taie din salariu. Perfect. Te rog să nu bipăi. Te rog. Salut, cucoană. E ok. Nice. Băi, dar chiar sunt expert în jocul ăsta. Nu mă așteptam. Bun. Vine următorul. Are și el mască din asta împotriva bolilor. Să vedem dacă este din Soshi. Bam, bam. Vine din Armakov. Este turist. Cam dubios să știi. Există. Da, există Armakovul. Cei căutați sunt Galerinkin, Slava și Justin. Hai să vedem, să verificăm. Taras Savenko este bărbat. Codul corespunde, data nașterii corespunde. Este cel din imagine. Are vaccinul. Totul pare în regulă, sincer, numele este același. Parcă-i lipsește ceva. Oare lipsește ceva și nu-mi dau eu seama? Bă, nu știu. Hai să-l verificăm cu detectorul de metale. Asta pare în regulă. Okidoki. Mă, n-are nimic asupra lui. Pare om serios, mă. Ce să zic? Hai să-l aprobăm, na. Da. Ok. Nu pot să iau și eu? Băi, s-a blocat ăsta. Alo. Re-upload. Și îi dăm frumos pasaportul. Bun, următorul. Next. Next. Ok, vine o fetișcană. Sau e băiat? Nu prea pot să-mi dau seama. Este fetișcană. Ok. Bine, 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 bine. Migrează. Este din Soshi și n-are mască. Ce neaba se aude? Se aude ceva dubios? În fine, este din Soshi, de unde vine epidemia aia îngrozitoare și din păcate ea nu are mască. Așa că nu ne rămâne de făcut decât să o refuzăm. Salut! Asta levitează, bă! Mamă! Next! Următorul, ăsta cred că e asasin plătit. Ăsta cred că e și el mafiot, fii atent. Da, categoric. Mă credeți că este din SCP? Mă credeți? Fiți atenți. Atenție la neatenție. Eu v-am zis? Bă. Bă, cât de profesionist să fii, mă, iote. Iote-l pe bagabond. Deci am lăsat doi mafioți să intre în țară. Să sperăm că o să fie totul bine. Să sperăm că nu regret. Ok. Ci că țara asta are multe de pierdut dacă îmi dai mie refuzul. Să vedem. Rămâne de văzut. Deci am aprobat cei doi mafioți. Să sperăm că e de bine. Asta e îmbrăcat în haine de închisoare. Deci dăm reject direct. N-avem voie să lăsăm în țară prizonierii. Bam, bam, bam. Și bam. Poftim cu coană. Îmi pare rău, dar aia e. Cică, greedy, I hope you die. Mi-o dorim moartea, bă. În fine, n-o băgăm în seamă. Am lăsat și mafioții să intre în țară. Ce pot să zic mai mult decât că Doamne ajută să ne fie bine. Să sperăm că n-a făcut o prostie. Rămâne de văzut. Bun. Vreau să mai caut prin gunoaiele de aici. Sau mai bine zis, prin gunoiul de aici. Păi, dar încântă muzica vieții. Vreau să o opresc. Nu mai rezist. Ok, am căutat aici. Băi, eu mă duc cu autobuzul. Gata, lasă-mă cu muzica vieții. Nu te mai suport. Luăm autobuzul. Bă, costă tot 5 dolari ca ieri. Interesant. Și hai să vedem. Nu știu dacă am apucat să mai caut prin gunoaie, dar nu cred. Cred că nu mai aveam loc. Ok. Căutăm frumos Cicișa.
Ba, 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 aoleo, dar numai rahatii pe aici, bossule. Da. Mergem să vindem ceea ce am găsit și după ne întoarcem cu autobuzul acasă. Faza este... Asta că mai avem un gunoi aici. Faza este că... Nu am luat încă mâncare pentru animale și sub nicio formă nu trebuie să uităm. Că o să fim rip dacă facem asta. Numai rahat aici, am înțeles. Oh, ciocolată pentru fiul meu. Let's go. Și trebuie să cumpăr bere pentru unchi, că dacă nu o ia razna. Unchiule, ce-mi faci tu mie? De nu mă bagă unchiul meu la sapă de lemn acum, fiți voi atenți. Că înainte erau reduceri la magazin, erau berile mai ieftine, mai altfel. Pana mea, acum... $9 pentru o bere, come on! Pe bune, yo, $10 pentru niște țigări. Falimentul, boss! Doamne, iartă-mă, bine că mi-am luat mâncare și toate cele mai multă. În fine, să zicem, da. Nu prea mi-aș cumpăra... Ba da, trebuie să-mi cumpăr un energizant pentru că o să am nevoie de el. Pentru orice eventualitate și îl punem acolo în mașină. Și așa o să se scumpiască, dacă nu... Când mă gândesc că în prima zi puteam să cumpăr lucrurile cu $2 și acum pe energizantul pe care i-aș fi dat $2 în prima zi dau 10, parcă o iau puțin razna, dar n-avem ce face. Muzica vieții nu se oprește, aia e. Bă, dar chiar aș vrea să o oprez, mă. Sincer vă zic. Pot să oprești și eu muzica asta stupidă? Doamne, fiți ar muzica de râs. Gata, bă, cu muzica. Păi n-ai cum să o oprești. Bă, da, mă. Gata, frate, apăsasem pe râbă. Dar tu crezi că mă duc eu cu mașina? Vezi-ți de treabă, barosane. Mă duc să-mi vând cele strânse. Poate mai recuperez din bănuți. Și să vedem cum mă ducem cu familia, că suntem cam rip, sincer să fiu. Nu prea ducem bine. S-au scumpit toate. Să sperăm că nu o să ne afecteze. Iar vine ăsta cu hârțul lui. Ce faci, băi? Cu hârbu hârțul lui. Sell și sell. Trebuie să mai cumpărăm mâncare pentru animale. Și suntem chiar bine, zic eu. Să nu uităm să punem mâncarea, că dacă uităm o singură zi să dăm de mâncare la animale, o să moară toate și din păcate nici măcar nu știu cum le pun la loc. Așa că o să fie o mare problemă. Perfect, mergem home și să vedem ce iese. Bun. Îl avem pe nocivanul Icișie. Mâncare pentru el nu avem, din păcate. Am uitat să cumpărăm. Nocivanule, nu te supăra, boss. Chiar am uitat, scuze, boss. Îi dăm la asta să bea. Close. A, n-am bere la mine. Come on! În fine, las că aducem noi berea imediat. Trebuie să luăm mâncărica pentru animăluțe. Punem acolo frumos. Și dăm după aia bere la un cheșu. Avem și energizantul, avem și țigările, mai avem o cutie pe care n-am vândut-o, din păcate. Și cu energia, iar cu fericirea, suntem rip. Și fericire, și energie, zero. Zero absolut. Na bun. Dăm bam și bam. Iar acum, cred că ar fi momentul să... Dăm berea și ciocolata. Berea la un cheșu și ciocolata la copil. Și cam atât, nu? Ne punem să dormim. Că a fost o zi controversată, aș putea spune. Am lăsat doi mafioți intre la noi în țară. S-au întâmplat mai multe lucrușoare de genul. Give chocolate. Nice. Și mai avem să-i dăm berea. Bă, dacă am nefericit unchiul, bă. Bun. Hai să vedem. Îi putem spune la nevastă să ne întâlnim de seară? Nu vrea, mă? Bă, doar naibii, este ea acum? Vrea? Fii atent că cred că vrea. Va, ce că she looks very unhappy. Ia du-te tu și culcă-te. Că fii atentă de nu-ți fac eu acum. Ia,
Dar numai în episodul următor. O chem pe nevastă să facem nebunii, probabil. Să vedem dacă nu mi-uit. Dacă uit, aia e. No, bun. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Nu uitați că în fiecare zi la ora 19 fac live-uri pe StreamCraft. Mai sunt zile în care facem la alte ore, dar vă anunț pe StreamCraft, pe live-uri sau când suntem, de exemplu, pe Instagram vă anunț. Vă anunț și pe comunitatea pe YouTube. Așa că stați Jean acolo. Postăm în fiecare zi și pe canalul Nociv și pe canalul Alex. Toate cele bune și vă mulțumesc pentru atenția și susținerea acordată. Pa, pa!